Am primit o grămadă de comentarii ce să le dăm la căței, cum să le îmbogățim mâncarea, cum să le îmbunătățim mâncarea. Să vă arăt o rețetă care nu ne e foarte dragă și asta o folosim de obicei, mai ales când culegem puiuți de pe stradă și avem nevoie să îi zdrăvenim repede. Începem cu un ou, adăugăm apă fierbinte, în jur de 80 de grade. Având apă fierbinte, omorâm sau toate bacteriile, da? Evităm să fie orice în bacterii, dar în același timp nu facem preparare termică și nu omorâm nutrienții. Bun? După aceea ce adăugăm un măr. Nu uitați să scoateți sâmburii. Sâmburii nu-s benefici pentru căței, sunt chiar dăunători. Da? În cazul nostru o să folosim doar jumătate, pentru că o să facem doar pentru Godzilla. Și îl dăm repede pe răzupare. Deci îl dăm pe răzătoare, că mi-e ușor decât să fac zgomot acum în video ăsta. În mod normal aș tălia, dar nu vreau să fac zgomot, așa că o să-l dau pe răzătoare. Mărul e foarte bun, ca și aport de vitamina C, ca și fibre. Un morcov, acela cu judeu. Ok, îl adăugăm și pe aici. Mai punem o jumătate de banană. Pe asta nu mai e nevoie să dăm prăzătoare, că e moale. Ok? Aici avem o linguriță de iaurt, plin de probiotice, sursă de proteine. Da? Peste iaurt, o jumătate de linguriță de ulei de cocos, grăsimi foarte sănătoase pentru cățel. O linguriță, o jumătate de linguriță de unt de arahide, iarăși benefic pentru cățel. Le amestecăm pe toate. Ia ce mișto! Le amestecăm pe toate. Și compoziția asta o să o turnăm peste câteva bobițe. Le amestecăm. Noi folosim bobițele Bosch pentru că am descoperit că sunt sănătoase și avem rezultate foarte bune cu căței. Le lăsăm jumătate de oră să se hidrateze. Da? Putem adăuga 4-5 afine. Godzilla-i plac afinele și sunt foarte sănătoase și pentru căinii dumneavoastră. Lăsăm să se hidrateze bobițele jumătate de oră. După care dăm de mâncare cățelului. E o masă foarte echilibrată, e plină de nutrienți, e plină de vitamine, e plină de proteine și e plină și de probiotice.